Slavă Bunului Dumnezeu! Mulțumim în al preasfințului după Părinte Teofan, pentru că a binecuvântat să trăiesc și să retrăiesc clipe aparte, deosebite, aici, la Hadâmbu. Sunt pentru a treia oară, se pare că, dar vă mărturisesc că vin de fiecare dată cu multă bucurie, pentru că plec de aici încărcat cu emoții deosebite, cu o hotărâre de a insista în cele spirituale. Am admirat și data trecută de nașterea Maicii Domnului, dar și aseară, evlavia creștinilor de aici, din Sfânta Biserică, mă refer la slujba de priveghere de aseară. Mulțumim și aceasta rămâne pentru noi un mod, pentru mine un model de osteneală cu mai multă insistență decât ceea ce fac ca de obicei. Pentru bucuria a fost astăzi amplificată, pentru că l-am avut alături de noi pe Părintele Profesor Viorel Sava și l-am rugat chiar să ne rostească și un cuvântul de învățătură, pentru care mulțumim mult,
De fiecare dată am avut ce învăța de la părintele profesor și continuu și acum să-l consultăm, să-l chemăm chiar la conferință peste put. Părintele profesor face parte din categoria profesorilor care își fac datoria și este puțin mai exigent față de alții. De aceea îi mulțumim chiar am avut ocazia să schimb două vorbe cu domnul profesor Emilian Popescu, care este peste 90 de ani, se pare că, și același lucru, i-am mulțumit pentru faptul că a fost exigent atunci când eram studenți. Și domnul spune, să știți, prezențite, că toți se întorc peste ani și mulțumesc pentru faptul că am fost exigent, pentru că numai așa au învățat. De aceea vreau să-i mulțumesc părintelui pentru că își iubește darul ăsta de a fi profesor și se-l face cu mare jertfă și seriozitate. Să-i mulțumim părintele pentru că am impresia că e numai inima, așa este părintele și vreau să vă zic că de fiecare dată când am ocazie să vorbesc cu prețeasa sau măcar un mesaj să schimbăm, simt această căldură și această dragoste pentru Basarabia. Vreau să vă spun că noi cei peste Prut avem nevoie de înțelegerea fraților voastre care sunteți în partea dreaptă a Prutului, pentru că doar înțelegându-ne pe noi putem să ajungem la momentul când frații vor înceta să mai fie despărțiți. E o durere, e o tristețe, dar așa este. Deocamdată noi ne aflăm într-un spațiu care nu este, face parte din teritoriul vechii daci sau cu alte cuvinte. Teritoriul este, dar nu este partea a României în perioada interperică. Mai avem multe lucruri până vom ajunge la acest moment. Data trecută, sau anul trecut, mai bine zis, am lăsat și o candelă aici la părintele. Obișnuiesc, cel puțin înainte de anul centenarului și anul centenar, toate vizitele urmează prima slujbă, oficiez prima slujbă, las o candelă care rog părinții, părintele paroh, să aibă grijă de ea, să ardă. Câteodată îi promit în glumă că am să-i aduc și uleiul, poate vreodată, dar îi rog ca să aibă grijă să aibă candela respectivă pentru unitatea neamului românesc. Așa și numesc candele al reîntregirii, candele al unității neamului românesc. Avem nevoie de această rugăciune, pentru că numai Bunul Dumnezeu va rânduie ca să se repete anul 1918. Este trist că confrații noștri, fiind, plătind cumva tribut propagandei sovietice, unii se recunosc ca și moldoveni, mai au până a se recunoaște ca și români, și alți procent sau procentul de români este cam mic în Basarabia. Bineînțeles, aici cu tristețe trebuie să spunem o contribuție majoră are și biserica, care cu părere de rău ține de o structură de canonică vorba de Patriarhia Moscovei, care este abuzivă în spațiul Republicii Moldova, spațiul românesc, și mulți confrați de-ai noștri care au o chemare de a vorbi adevărul, inclusiv când în altar trebuie să vorbești doar adevărul, dacă ai avut această chemare, chiar ei dezorientează pe frații noștri. Insistăm că sunt moldoveni, spunând că Patriarhia Română este altceva, doar Patriarhia Rusă, Mitropolia Basarabiei este canonică și multe din adevărul care, repet, se rostesc din fața Sfântului Altar. Asta este o durere a noastră și ne nădăjduim că poate cu efortul comun, că de aceea apelez la rugăciunea fraților voastre. Tuturor am fost Severin, la Deva, în alte părți ne-am ajuns, am lăsat câte o candelă și am rugat să se roage pentru luminarea Basarabienului și pentru unitatea neamului românesc. Părinte,
Din nou sărbătoare în Sfânta noastră mănăstire. Când spun din nou, știm cu toții că această frumoasă mănăstire și această frumoasă catedrală, cum a numit-o Părintele Decan, Sava, și prea fericitul când a făcut o vizită canonică după ce a fost înscăunat, cuvântul frumos care pe mine m-a ajuns până la lacrimi, totuși să recunoască munca împreună aceste mici poște stoinice și a dumneavoastră, cei care sunteți podoaba bisericii. Că fără de dumneavoastră, nu cred că aș fi reușit și fără fiii mei duhovnicești să le din ceva în acest sfânt așezământ. Este prilej de mare bucurie, prilej de mare binecuvântare. Deci astăzi trebuia să slujească pe Sfințitul Părintei Ilarion Băgărășanu, din motive binecuvântate de sănătate, n-a reușit să fie prezent. Dar Preasfințitul nu l-a lăsat Maica Domnului să numim și nu ne-a lăsat pe noi Maica Domnului fără această mare slujbă a fierească, să spunem că țin să-i mulțumesc Maicii Domnului pentru cele trei dame de astăzi, prezența de Nașului, a Preasfințitului, prezența părinților care au slujit în sobor și, în ultimul rând, prezența dumneavoastră, cei care sunteți podoaba bisericii. Mulțumim prea curate Maicii Dumnezeu pentru toate darurile care le-a revărsat și revărsă zi noapte în acest sfânt așezământ. Preasfinția voastră sunt îndatorat și vă încredințez de toată dragostea mea părintească de părinții spaviți. Ori de ori vei spune în această sfântă frumoasă mănăstire, o să vă prima de cum bine meritați, deși Preasfinția voastră nu ușor a fost să veniți tocmai la Sinodul Patriarhal. Atâta timp să ajunge mezi de noapte la ora 1 noapte. Iată dragostea pe Sfinții voastre față de această Sfântului Mănăstire, de ce nu? Și persoana de mine. Vreau să vă reamintesc că veți fi în rugăciune la Sfântul Mănăstire. O să vă cumim tot timpul, o să vă fiu alături pe Sfinția voastră, că aveți o mare nevoie, că aveți o cruce grea de disipată, unde biserica noastră, cele două surori biserici, luptă una contra altea. Adică noi, deci, îi sperăm pentru mâna și pe mâna. Preasfinția voastră, Hristos, Dumnezeu vă știe cum slujiți acolo, în 20 și mai departe. Știe Dumnezeu cum produceți crucea de elar și păcovărător. Dar am credință că smerenia Preasfinției voastre, dragoste față de credincioși, deci slujitorii Sfântului Altar, care sunt sorul Dumnezeu, veți duce această cruci cu darul Dumnezeu și cu plăcina asta tuturor. Se va ajute Sfântul voastră, Hristosul Dumnezeu, să vă răspătească cum a ști mai bine. Eu vă mulțumesc din inimă, din suflet și, dacă mă permiți, vă mulțumesc încă o dată, prietenii mei din suflet, părintele director din Boc, care să știți că mi-a fost și un bun învățător, nu vreau să știu cum să mă iubesc. Fără timp când am avut negat, să știți că nu m-am lăsat de loc în timp. Așa se spune mai bătrânsa. L-am considerat că părinte de Bogul meu și prin telefon m-a încurajat și m-a ajutat că am ajuns astăzi aici. Părinte care este 3 ani de zile, dar motivația este că nici eu n-am fost la părinte de la treabă. Iar părinte profesor de cantă, numele unui de cantă la Bătrân, mi este drag sufletul meu și vreau să vă spun că o mărturie vie, deși vorba se duce că preoții ar avea ceva cu monachii, să-l dau pildă de părintele profesor, a fost extraordinar de aproape de noi monachi. Și am avut o mare nevoie de părintele decan. Mi-am înțeles pe toți la holat și la țel. N-am făcut niciun. Așa că vă mulțumesc că existați părintele decan. Îmi sunteți drag, cum spuneam și părintele director, de slujirea frumoasă care cum slăbiți și unde slăbiți și ce ați făcut pentru Biserica lui Hristos
și numai, ci și pentru toți studenții care v-am fost studenți, pentru noi sunteți o mândrie. Ambii, și nu preacernicia voastră. Vă mulțumesc din inimă, din suflet, tot ce ați făcut pentru mine. Și încă vreau să mulțumesc preacernicia voastră căilor de bomcești și celor dragi, care pentru mine sunt o a doua oște. Îl vedem prezenți mai tot timpul, nu mă neapărat în mănăstiri, ci la toate sărbătorile mănăstirii. Și aș dori să mulțumesc în mod deosebit la o familie dragă, Sfântul meu din Părânceni, care oferă masa astăzi pentru toți pelerinii și rog pelerinii să rămâniți la masă. Familia Crăciun, Constantin și Maria de Bunul, familia. De ce spun că sunt dragi? Atât aici sunt titori, cât și la căsuța care am început-o pentru cei 12 copii. Sunt cei mai mari titori la căsuța copilor negăciți. Și vă mulțumesc! Fiți binecuvântați această frumoasă familie și credincioasă, să spun. Și nu în ultimul rând, vă mulțumesc din suflet frăților voastre, iubiți credincioși. Să vă bucuri mai ca Domnul și vă mulțumesc din inimă că ați reușit să poposiți astă noapte și să fiți nu numai cu prezența, cu credința și cu trăirea la, această, la acest ram Sfintei Cătălale noastre, acoperimântul Maicilor. Mulțumim prea fericitului Părinte Patriar, grație prea fericirii sale, avem și a Sfântului Sinod, sărbătoare și roșii. Și un lucru foarte important, uitam să mulțumesc în al preasfințitului Mitropolitul nostru Teofan, un cuvânt blând în al preasfinției sale, te asigur eu, Părinte Nicole, că niciun ram al mănăstirii la Dâmbu nu va fi fără prezența erașului. Orice erașul, o să-mi aduci cererea, canonic, îl voi binecuvânta și va sluji la Sfântul Mănăstirii. Mulțumim în altă Sfântia voastră pentru tot ce faceți pentru Biserica Mamă Ortodoxă, pentru noi toți slujitorii, pentru toate Sfintele Mănăstirii și parohii. Și încă o dată mă cred în fața Sfântiei voastră și vă mulțumesc și vă rog să mă iertați că am îndrăznit să profit de ocazie că sunteți mai smerit și mai cu dragoste, adică cum să mai exprimeam. Ați făcut niște sacrificii frățile voastre ca să veniți la bucurie și mezi în opții să slujiți aici. Nu este ușor. Și vă sunt recunoscător până la urmă. Chiar a fost ușor. A fost ușor că Maica Domnului te ajută și ai binecuvântarea ierarhului, pentru că am luat binecuvântarea de la înaltul Teofan înainte de a porni. Vreau să mergi la Hadâmbu, da. Doamne ajută. A mers foarte ușor. Deci, pentru mine, că n-am știți prea bine că v-am adusit la fiecare cam, Arhiereu era pentru mine este Hristos pe Pământ. Și este cea mai mare bucurie și că orice părinte, slujitorul s-a bucurat să aibă prezența ierarhului. Vă mulțumesc din inimă tuturor. Venit ei în locul nostru, dar mulți din cei care au venit astăzi cu noi, vreau să zic, au spus, vrem să-l auzim, Părintele Stare, scântând o cântare cu Maicii Domnului, cu ucenii. Cu data am venit la Hademul Codru, la locul Sfinții.